Salutare și bine ați venit! Pentru cei care vă aflați pentru prima oară pe acest canal, aici facem clipuri cu și despre detailing-ul auto, testăm produse și aflăm lucruri noi despre îngrijirea mașinii. Pentru toți ceilalți, bine ați revenit! În clipul de astăzi vă voi prezenta încă o metodă de protecție a lacului, și anume sealantul lichid Reload de la CarPro. Este un sealant lichid pe bază de apă care are în compoziție mai mult de 5% oxid de siliciu. Așadar, este un sealant care promite o protecție de până la 6 luni dacă este aplicat corect și întreținut corespunzător în tot acest timp. După părerea mea, este cea mai apropiată protecție de protecția ceramică, atât la durabilitate cât și la efectul vizual, dacă vreți. Practic, ei sunt verișori. Reload se poate aplica, de fapt pentru asta a fost creat, pentru a se aplica după protecția ceramică, sea quartz, după cum puteți vedea. A fost creat pentru a merge în tandem cu sea quartz, însă pe parcurs s-a dovedit că este un sealant destul de rezistent și de unul singur. Se poate aplica atât pe suprafață umedă cât și pe suprafață uscată. Vine în ambalaje de 50, 100, 500 de mililitri sau, ca cel de aici, 1 litru. Este destul de scump, de exemplu pentru un litru veți plăti în jur de 300 de lei, 270-290 pe acolo, însă un litru este o cantitate uriașă. Nu știu dacă puteți observa, lichidul este până pe aici și deja am făcut o mașină întreagă. Așadar, este și foarte economic. Un litru este prea mult pentru o persoană obișnuită. Dacă nu faci asta ca business, un litru îți va ajunge mult mai mult de un an. Așadar, 100 sau 500 de mililitri sunt mai mult decât suficienți. Cu 100 de mililitri îți vei proteja de câteva ori mașina. Efectul hidrofob, dar și cel vizual, după cum spuneam mai devreme, după părerea mea, seamănă foarte mult cu cel al unei protecții ceramice, nu neapărat sea quartz, ci a oricărei protecții ceramice. Avem un efect hidrofob foarte bun și avem un luciu extrem de puternic, ca și cum am fi întins un strat de sticlă peste lacul mașinii. După cum am spus, poate fi aplicat după protecția ceramică sau poate fi aplicat singur, ca un sealant. Singura condiție, bineînțeles, ca de obicei, ca în cazul oricărei protecții, este ca mașina să fie decontaminată și să-i fie făcut cel puțin un polish pentru a îndepărta toți acei contaminanți de la suprafața lacului, pentru ca sealantul să facă o priză cât mai bună cu lacul. Haideți să vedem cât de ușor se aplică, cât de ușor se îndepărtează și ce proprietăți are. Am polișat înainte suprafața cu CarPro Essence, așadar nu a fost o corecție, ci doar un polish pentru a îndepărta contaminanții. Voi delimita acum zona pentru a vedea diferențele. Agităm soluția. Putem spraya direct pe suprafață, însă din punctul meu de vedere asta nu este prea economic. Vom consuma mai multă soluție decât dacă vom aplica pe un aplicator, așadar un pad aplicator din microfibră pentru a elimina orice risc de a zgâria suprafața. Trei spray-uri sunt suficiente. După cum am mai spus și puteți vedea și voi, caracteristicile sunt asemănătoare cu cele ale protecției ceramice. Produsul deja este în totalitate uscat. Vom folosi o lavetă care nu lasă scame, o lavetă premium, și vom îndepărta rezidurile.
Pentru a fi sigur că suprafața a fost acoperită în totalitate și nu am omis vreun loc, voi mai aplica o dată soluția. De data aceasta, un spray este suficient. Întoarcem laveta. Pentru a fi sigur că nu vom lăsa urme, indicat ar fi să avem o lumină de control, cum e aceasta de la ScanGrip, pe care eu o port pe cap. O aprindem și verificăm. Da, zona este lipsită de urme. Dar în cazul în care vă rămân urme, nu trebuie să intrați în panică, doar mai spreați încă o dată pe laveta din microfibră soluția, ștergeți și urmele vor dispărea. Da, se poate vedea. Negrul din partea unde am aplicat soluția este mai intens. La fel și pe partea aceasta. Deși mașina a fost polișată, dacă vă amintiți, și a prins un luciu destul de puternic, această soluție l-a amplificat. Voi aplica acum soluția pe întreaga capotă. Vom scoate mașina la soare pentru a vedea exact cât de bine arată. După care, după câteva ore, vom observa și efectul hidrofob. Îi vom da șansa să lucreze timp de câteva ore. Priviți doar cât de frumoase sunt aceste mărgele. Observați cum toată apa care rămâne pe capotă se transformă tot în mărgele și nu se aplatizează, nu rămâne plată pe capotă. Absolut orice urmă de apă se transformă în mărgea. Da, foarte, foarte clar, nici urmă de apă plată care stă pe capotă. Totul este o mărgea. Așadar, cum spuneam la începutul acestui clip, următorul, după părerea mea, următorul cel mai bun lucru după protecția ceramică. Mai rapid de aplicat, mai sigur de aplicat, cu rezultate foarte, foarte bune. Asta a fost tot și pentru astăzi. Sper că aceste informații v-au fost de folos. Dacă a fost așa, aș aprecia dacă ați apăsat butonul de subscribe și clopoțelul. Până data viitoare, ai grijă de mașina ta! Yeah, 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 yeah.
Yeah.